odată cum povestim despre gara de nord și practic plimbându-ne în interiorul și prin zona adiacentă gării, pașii ne-au adus către curtea Muzeului Căilor Ferate Române, care, după cum vă spuneam, este foarte aproape de clădirea gării și care în sine este un templu pentru orice pasionat de istoria căilor ferate și de istoria României în general, adică tot ce am povestit noi și vom povesti de-a lungul acestui material filmat, există aici păstrat sub formă de documente, de fotografii, de imagini, de albume, este o vastă colecție și este, cum vă spuneam, un templu pentru orice pasionat feroviar. Dar de ce v-am adus în mod special aici? Dacă vă aduceți aminte, la gara Filaret povesteam despre acea locomotivă care a circulat pe calea ferată dintre București, Filaret și Giurgiu și care vă spuneam că a fost păstrată și care vă spuneam că poate fi la orice moment, poate fi refăcută funcțională și poate circula în stare tehnică de chiar poate circula. Iată locomotiva despre care vă povesteam. Cea mai valoroasă sau una dintre cele mai valoroase piese din patrimoniul căilor ferate române, o locomotivă fabricată în 1869 la uzinele Canada Works Birkenhead, reparată în 1994 la atelierele din Cluj, care, după cum vă spuneam, ultima dată când am văzut-o funcționând, undeva în 2006, dacă mi-aduc bine aminte, la un eveniment în Gara de Nord, când a mișcat câteva vagoane pe o linie, din ce mai știu, a fost chiar folosită în 2014, cam atunci a circulat ultima dată. Dar în stare tehnică ea, cu niște minime reparații, ar putea oricând circula. E una dintre cele mai de valoare piese. Chiar poartă și un nume, numele de Călugăreni. Placa cu numărul 43. Deoarece pe vremea când a apărut ea, practic locomotivele erau numerotate, nu purtau seriile de astăzi, erau numerotate și fiecare purta un nume, în general erau nume de localități, nume de orașe, nume de cursuri de apă sau numele unor personalități. Există în patrimoniul Muzeului Căilor Ferate liste cu așa numitul registru parc al locomotivelor din utilizarea CFR-ului, fiecare cu numărul, cu numele, datele din fericire s-au păstrat. Pe domn locomotiva avea o plăcuță de fabricant, dar văd că nu s-a mai păstrat de-a lungul timpului, însă din fericire a scăpat, deși Ea era retrasă din circulație din perioada interbelică. Bun, în 1939, când s-au făcut acele serbări ale Ceferiadei, practic când s-au aniversat 70 de ani de la crearea administrației căilor ferate române și de la inaugurarea căii ferate de la București la Giurgiu, locomotiva a fost expusă în cadrul Muzeului Căilor Ferate, care se afla pe stadionul Giulești, a luat parte la serbările Ceferiadei, a și defilat atunci într-un tren cu vagoane cât de cât originale din perioada în care circula pe calea ferată București-Giurgiu. Ulterior a rămas ca exponat în cadrul Muzeului Căilor Ferate. În mod paradoxal a avut o soartă fericită, deși muzeul a fost bombardat în 4 aprilie 1944 și mare parte din exponatele de acolo s-au pierdut, au fost lovite. Ea a fost avariată, a rămas undeva abandonată pe o linie în cadrul atelierului Grivița. După cel de-al doilea război mondial a fost găsită și s-a putut restaura, deoarece n-a fost lovită în mod direct, la fel cum au fost alte locomotive din patrimoniul muzeului, care chiar există fotografii, a căzut bomba direct pe locomotiv, a făcut-o praf în momentul exploziei. Ea, deși era avariată, s-a putut reface, a fost folosită și există foarte multe fotografii din 1969, când a remorcat trenul special care a serbat centenarul căii ferate București-Filaret-Giurgiu. Atunci s-a făcut o mare ceremonie cu actori îmbrăcați în costume de epocă, s-au reconstituit niște vagoane din perioada respectivă care există. Practic ce s-a întâmplat? Nu s-au mai găsit vagoane originale, dar pe șasiu
pe șasiu unor vagoane de marfă sau de poștă care erau foarte apropiate de, din punct de vedere tehnic, de vagoanele care circulau pe calea ferată București-Filare Giurgiu, după planurile originale, s-au comandat la atelierele CFR de la Pașcani și s-au refăcut niște vagoane care există și astăzi, deci, practic, un tren cum circula el la 1869 pe calea ferată de la București-Filare la Giurgiu, poate fi oricând reconstituit și pus în, pus în mișcare, cum v-am zis, cu niște minime pregătiri tehnice. Este un caz fericit în istoria căilor ferate și este o mare, cumva, o mare victorie pentru orice pasionat feroviar faptul că încă o avem și încă și după 150 de ani de existență e păstrată și există. Și ce ar mai fi interesant de spus despre ea este o locomotivă care funcționa numai cu cărbune. Ulterior, locomotivele căilor ferate române, foarte multe dintre ele, au fost dotate și cu instalații de ardere, așa numită instalație de ardere mixtă, injectoare de păcură și, practic, rezervoare de păcură. Utilizau, chiar din ce mi-au povestit vechii mecanici din perioada interbelică, foloseau cărbunele numai în momentul în care făceau, practic, patul de jar, cum am face astăzi într-o sobă. După ce porneau focul și, practic, locomotiva era pusă în presiune, în circulația curentă foloseau foarte mult păcura. De ce? Industria petrolieră din România fiind foarte dezvoltată, păcura se găsea, în termen profan, putem spune, chiar pe toate drumurile. Era un material și atunci era foarte eficient pentru administrația căilor ferate române să utilizeze acest sistem de ardere mixtă de cărbune-păcură.